Bună seara, domnilor și domnilor, la Capital Special. În această seară i-am alături de mine pe cei din echipa Pro-România Vulcan, în frunte cu Cristian Merișanu, candidatul la fotoliul de primar al municipiului Vulcan, și Alexandru Polgar, candidat la pentru Consiliul Local Vulcan. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara! Începem direct, domnule Merișanu, ca de obicei, cu a vă întreba care sunt noutățile de pe frontul electoral din Vulcan. Da, în primul rând vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Vreau să vă spun că încet încet ne apropiem, așa cum toată lumea știe, de sfârșitul campaniei electorale. Mai avem o săptămână și două zile, pentru că vineri, în ultima săptămână, va fi ultima zi de campanie. Noi luăm zilnic legătura cu cetățenii. Se pare că populația din Vulcan a început să se lămurească despre toți candidații, despre cei care candidează doar pentru a se vedea candidat. Sunt o parte dintre ei care au candidat doar din ambiții proprii sau doar pentru a-și satisface o plăcere personală. Competiția se pare că au mai rămas 2, maxim 3 competitori, adică încă unul sau doi în afară de mine. Dar să știți că cetățenii municipiului Vulcan au început să înțeleagă că la Vulcan trebuie făcută schimbarea. Dacă domnul Ile a anunțat că nu mai candidează, așa cum toată lumea știe, la Vulcan va avea loc o schimbare. Această schimbare se va produce indiferent de ce vrem noi, cei din Vulcan, și este foarte important cu ce schimbăm. Am mai spus-o și în alte emisiuni, este important ce punem în locul fostului primar și lumea s-a convins că trebuie pus un om cu experiență, trebuie pus un om care a lucrat în administrația locală, și aici vorbesc despre mine, faptul că am lucrat 8 ani de zile ca viceprimar și 4 ani ca și consilier local, am luat legătura cu aproape toți cetățenii municipiului Vulcan, fie că a fost în cadrul primăriei când au avut anumite probleme pe teren sau la alte activități culturale, artistice. Aproape toți oamenii din Vulcan au avut cel puțin o dată contact cu mine, au înțeles că la Vulcan în acest moment nu putem pune pe cineva care nu are experiență, care vine din afara municipiului Vulcan, cineva care nu a trăit în Vulcan alături de ei mulți ani de zile și foarte mulți dintre ei se îndreaptă către Pro-România, se îndreaptă către persoana mea și avem certitudinea că vom câștiga aceste alegeri. Într-adevăr, sunt și foarte mulți cetățeni. Vreau să vă spun că ne luptăm cu, nu neapărat cu candidatul, cât ne luptăm cu, știu eu, sigla partidului. Sunt foarte mulți candidați care sunt oarecum nostalgici, să zic așa, care au rămas fideli unei sigle de partid, dar încet, încet am încercat să-i convingem că la aceste alegeri locale este foarte important să alegem omul, să alegem omul de calitate, omul care a fost tot timpul alături de ei, care a învățat tot ceea ce trebuie făcut pentru municipiul Vulcan, care are spatele lui o echipă foarte bună. Să știți că foarte mulți oameni îmi spun că s-au uitat la echipele noastre, au pus în balanță ceea ce avem noi, ceea ce au alți candidați, alte partide, și au găsit la Pro-România Vulcan și alături de mine foarte mulți oameni de valoare. Cu câțiva am venit și la dumneavoastră în emisiune, astăzi am venit cu Alex, care o să se prezinte la momentul respectiv. Pentru că vrem să arătăm oamenilor din Vulcan că noi nu doar promitem ceea ce vom face, noi unele lucruri le-am și făcut deja în această perioadă și sperăm ca duminica, peste 10 zile, în 27 septembrie, oamenii să meargă la vot. Eu îndemn pe toată lumea să meargă la vot, și tineri și vârstnici, să-și exprime dorința de a alege persoana potrivită, să fie alături de noi, de Pro-România, de echipa noastră, pentru că, așa cum le-am explicat, avem foarte multe proiecte pentru Vulcan. Eu cred că deja s-au săturat ca oamenii care vin în emisiune să vorbească despre câte proiecte au, despre ce vor ei să facă, și deja oamenii încearcă o apropiere față de candidat.
Și cred că am reușit cel mai bine acest lucru, am reușit cel mai bine să mă apropii de oameni, pentru că oamenii, în mare parte, să știți, vor să fie ascultați, vor să fie aproape de administrația publică atunci când au câte o problemă, să găsească aici o înțelegere, o îndrumare, pentru că am mai spus de multe ori, problemele lor nu țin de primărie neapărat, dar ei vin către primar, către viceprimar, vin în dorința de a fi îndrumați mai departe, unde să meargă, unde să-și rezolve problema. Poate au probleme cu copiii plecați în străinătate, cu locul de muncă, cu locuința unde domiciliază și tot felul de alte probleme care ei speră să găsească la primăria municipiului Vulcan înțelegere. În mine au găsit acest lucru în cei 8 ani de zile și sunt convins că și-au dat seama că și în următorii 4 ani de zile în mine vor găsi acel om care va fi mereu alături de ei. Domnule Porgar, știu că v-ați întors din sănătate, ați fost plecat, ați lucrat undeva în sănătate. Dacă vreți să precizați unde ați fost, ce ați lucrat și când v-ați întors. Am lucrat în, bună seara, am lucrat în Danemarca ca și șofer. Am făcut curse în toată Europa, am văzut toată Europa Șofer asta pe pe tir, rând, pe... șofer pe camion, da. Am lucrat o perioadă acolo, am strâns niște bănuți, după care am aflat de programul Startup Nation și m-am întors acasă să încerc. Bun, deci acum sunteți într-o chiparea românului plecat în sate și întors înapoi la origine. Ați venit înapoi, v-ați făcut o mică afacere și ați ales pro-România. De ce ați ales pro-România și Cristian Merișanu? Am ales Pro-România și Cristian Merișanu pentru că întotdeauna în Cristian Merișanu am găsit să zic așa, Un sprijin. un sprijin în primărie, un sprijin ca și prieten. Chiar și în implementarea programului Startup Nation am apelat la el. El m-a sfătuit, m-a ajutat. Ce afacere v-ați deschis prin acest fond? Prin acest fond am deschis o brutărie, vechea brutărie Kenan, dacă Nu nu știu mai dacă funcționa bătălia nu aceea? mai funcționa. M-am împrumutat de la bănci, am scos niște bani și am băgat bani acolo, toți. Toți bani. Și funcționa sub aceea siglă, nu? Sub vechea siglă, sau? Sub vechea siglă, lumea cunoaștea O acel loc tot cunoaște. de brutăria Kenan. Bun. Ce proiect vă gândiți, domnule Polgar, să susțineți în condițiile în care veți ajunge consilier local? Eu vreau La să ce vă susțin, gândiți să faceți în Vulcan? crearea locurilor de muncă bine plătite, pentru că eu consider că asta are nevoie Vulcanul, de locuri de muncă bine plătite. Am prietenii plecați în străinătate, majoritatea, și sunt dornici să se întoarcă acasă pentru un loc de muncă bine plătit. Bun, acum cu locul de muncă bine plătit, toți ne-am dorit să avem multe locuri de muncă și foarte bine plătite. Povestea este că, vedeți, așa cum Occidentul ne-a, noi, în viziunea mea, e o părere personală, vă dați seama că nu reprezint aici niciun partid politic, nu reprezint aici nicio organizație, nimic. Asta este doar o concluzie a mea în urma acelor 13 ani de Comunitate Europeană. Până la urmă, noi ne-am dorit să ajungem în Comunitatea Europeană, dar acea dorință cred că ne-a fost indusă mai mult, pentru că în prima fază a plecat forța de muncă, da? Forța de muncă, mă rog, așa cum era ea, calificată sau, da? Au plecat oamenii. Acum, Occidentul vine să investească, că ne-am dorit foarte mult și de asta e bine, ai ce-ți dorești,
că s-ar putea să ți se întâmple. Au venit firmele din vest, au deschis fabrici și uzine în România, dar fabricile astea de uzine și din România stau aici atât timp cât salariul este jos. Dacă salariul, așa cum ziceți, se ridică și ajunge în apropierea celui din Occident, nu ar să mai fie așa dornici, domnule Merișanu, să mai stea prin România, să o să meargă, o să-și mute fabrica mai spre est, mai spre Moldova, mai spre încolo, mai spre spațiul ex-sovietic. Ce părere aveți? Așa este, aveți dreptate și așa cum am discutat și în alte emisiuni, noi vrem foarte mult să ajutăm investitorii locali. Eu nu vă ascund că am avut discuții cu Alex încă de când era plecat și spunea că vrea să deschidă ceva în Vulcan. L-a rugat să vină în municipiul Vulcan să deschidă acolo ceva, la fel cum a rugat și alți prieteni care sunt plecați afară și mulți au promis că vor veni în perioada următoare și vor încerca să facă mici afaceri în municipiul Vulcan. Alex spunea despre salarii cât de cât plătite, bine plătite, pentru că și el are un număr de... Câți angajați ai, Alex, acum? În prezent, cred că 10. 10 angajați. Deci Alex a reușit să facă 10 locuri de muncă, venind acasă, accesând bani europeni și fiind alături de noi, creând locuri de muncă în Vulcan. Trebuie ajutați, așa cum am mai spus, toți oamenii de afaceri care sunt în Vulcan să-și dezvolte afacerile, să creeze fiecare câteva locuri de muncă și atunci cei despre care îți povesteați dumneavoastră, multinaționale, companii care vin doar pentru că sunt salariile mici la noi. Și au tot interesul să le țină mici, nu? Și au tot interesul să le țină mici, vor veni și nu vor avea ce face, vor trebui să dea salarii mai mari dacă vor dori să rămână în Valea Jiului. Pentru că dorința noastră nu este, așa cum spun unii și alții, să aducem o fabrică, cum spunea cineva, o fabrică de ulei de măsline sau știu eu ce alte vise, pentru că ideea e să aducem locuri de muncă, dar să fie locuri de muncă și bine plătite. Cu toții vrem să aducem tinerii acasă, să aducem frații noștri, prietenii noștri să vină înapoi acasă la Vulcan, dar ei nu vor veni pentru salarii de 1.000-1.500 de lei, atât timp cât în străinătate știm cu toții salariile sunt mult mai mari. Iar acești bani, 1.000-1.500 de lei, nu ajung pentru a trăi în România. Alex a venit, a accesat fonduri, a deschis această primă afacere, el mai are o afacere pe care va povesti în următoarea intervenție, pentru că a făcut mai multe lucruri, nu doar brutăria, și sperăm ca și pe viitor să se dezvolte și el și alți oameni de afaceri din Vulcan, pentru că până la urmă, din toate discuțiile cu oamenii pe care le-am avut în teren, toată lumea vorbește despre locuri de muncă, dar locuri de muncă bine plătite. Pentru că nu e suficient să avem locuri de muncă, nu e suficient să vină acei oameni despre care vorbiți dumneavoastră, acele companii, și doar ei să profite de pe spatele nostru, trebuie să profităm și noi, locuitorii municipiului Vulcan. Pentru că dacă oamenii o vor duce bine, vor avea salarii mai bune, atunci automat va crește și consumul și încet, încet se va dezvolta și zona Vulcanului și a Văii Jiului implicit, pentru că vorbim despre Valea Jiului ca un tot unitar până la urmă. Cu riscul de a mă repeta, susțin în fiecare emisiune aproape faptul că Valea Jiului, ca să se poată dezvolta armonios și durabil, în primul și în primul rând va trebui să rezolvăm infrastructura. Adică toate localitățile Văii Jiului au ca prim punct de pornire turismul. Toți vor, fiind o zonă montană, toți vor cu turism. Cu agroturism, cu exploatarea datinilor și a folclorului local, cu tot felul de festivaluri tematice, cu tot felul de lucruri. Dar în primul și în primul rând trebuie să fim de acord cu toții că pentru a dezvolta această latură importantă economică, nu, care
până la urmă va trebui să locuiască mineritul, nu într-un fel sau altul. Așa este. Va trebui să dezvoltăm infrastructura în sensul ca accesul turiștilor să fie cât mai repede, cât mai facil. Și aici încă o dată revin și spun că drumul DN66A și drumul DN7A trebuie să fie prioritatea numărul 1 a tuturor candidaților și a primarilor, viitorul primar, nu? Da. Să fie prioritatea numărul 1, pentru că fără această cale de acces va fi extrem de greu ca să putem atrage turiști. Asta în primul rând. În al doilea rând, spații de cazare. La fel, toată lumea dorește să-și facă din orașul lui stațiune turistică, să-și facă, mă rog, să atragă turiștii în zona respectivă. La fel, vine turistul și se uită frumos la frumuseți, se uită la munți, se uită la văi, la câmpii, la ape, da? Și seara vine și când vine seara nu mai unde să-l culci, că nu mai e niciun hotel. Asta zic, trebuie acționat în principal în vederea creării de spații de cazare. Da, într-adevăr, așa cum ați menționat, turismul este una din oportunitățile Văijiului. Va trebui ca toate administrațiile locale să ne punem la aceeași masă, să facem presiuni dacă trebuie asupra guvernului care va fi după alegerile din noiembrie, decembrie, când vor fi alegerile parlamentare, încă nu se știe cu exactitate, să deschidă acel drum către Herculane, cel pentru care s-a și primit finanțare la un moment dat, dar până la urmă a rămas undeva în aer. Accesul către Valea Jiului acum este cât de cât bun, pentru că suntem la 80 de km de autostradă, deci nu putem spune că suntem foarte departe. Chiar și defileul Jiului a fost reabilitat, deci cele două intrări sunt cât de cât în regulă pentru turismul din Valea Jiului. DN66, care străbate Valea Jiului, vreau să vă informez pe dumneavoastră și cetățenii că este prins în acel program cu autobuzele ecologice, cu Green Line-ul, pentru că în acel program, pe lângă achiziția de autobuze ecologice, sunt foarte mulți bani care vin pe infrastructură, care vin pe traseul pe unde vor merge aceste autobuze și ele vor merge de la Petrila până la Oricani. Automat, tot acest traseu trebuie să fie... Care este stadiul lucrărilor acestei linii Green Line? Pentru că e o poveste care ține de ani și ani de zile și mi se pare că e depășită ca termen. Nu este depășită ca termen. Într-adevăr, eu am plecat în ianuarie, februarie din primărie și nu mai știu cu exactitate în ce fază este. Termenul de finalizare era undeva anul trecut? Nu cred că era anul trecut, undeva anul viitor cred că era. Sunt două proiecte foarte mari de câte 10 milioane de euro fiecare, care înseamnă achiziția de autobuze și tot ce înseamnă traseul lor cu stații de autobuz, cu garajul de autobuze care ar trebui să fie în Vulcan și unde se vor crea din nou locuri de muncă. Aceste autobuze sunt foarte binevenite în contextul întrebării dumneavoastră privind turismul din Valea Jiului, pentru că și turiștii se vor putea mișca foarte bine între localitățile Valea Jiului și vor completa această lipsă despre care spuneați că într-o localitate nu se găsește suficiente activități ca să desfășoare turiștii și atunci vor putea să se deplaseze către Lupeni, către Uricani, către Peștera Bolii, de exemplu, către Parâng și un turist care va sta 7-8 zile în Valea Jiului va găsi atunci, va avea posibilitatea să se deplaseze foarte ușor între localitățile din Vale. La fel și pentru investitori, pentru oameni de afaceri, acest proiect va fi foarte, foarte bun, pentru că oamenii vor putea lucra ușor în Petroșani, în Lupeni, în Uricani, mă refer la cei din Vulcan, de exemplu, având astfel un mijloc de transport în comun foarte lejer, la îndemână, curat, modern și nu va mai fi așa o problemă pe care a avut-o noi în Valea Jiului, că
a găsit serviciu în Petroșani sau a găsit serviciu în Lupeni, pentru că până la urmă ești la 10 minute de acest serviciu. Știm cu toții că într-o localitate mare faci poate o jumătate de oră, o oră până ajungi de acasă la locul de muncă și nu va mai fi atât de greu să ajungem la locul de muncă, indiferent unde am lucrat în Valea Jiului. Atunci când ne vom pune la masă administrațiile locale și primarii care vor câștiga, vom încerca să creăm în fiecare localitate condiții pentru locuri de muncă, să nu tragem fiecare către administrația lui neapărat, pentru că, de exemplu, un parc de afaceri este mult mai ușor de creat în Lupeni, unde deja există o zonă pentru acest lucru. Nu trebuie să facem parc de afaceri în fiecare localitate. Trebuie să facem într-un loc, oamenii se pot deplasa și va fi mult mai ușor cu acest proiect pe care l-am adus acum în discuție, și anume Green Line-ul. În ce privește turismul, așa cum a spus, este o oportunitate. Prin faptul că vom declara Vulcanul stațiune turistică, cum am mai zis și în alte emisiuni, vom putea accesa tot felul de fonduri, atât pe administrație locală, dar și oameni de afaceri, cum e Alex și alții din Vulcan, vor putea accesa fonduri europene pentru a-și dezvolta afacerile, pentru a face pensiuni, restaurante sau alte afaceri care să fie integrate în această stațiune turistică. Dar prima dată să reușim să o declarăm stațiune turistică pentru a putea mai apoi să accesăm aceste fonduri împreună cu oamenii de afaceri cu care, așa cum am mai spus, vreau să ne punem la aceeași masă când, după ce voi câștiga primăria municipiului Vulcan, vreau să adun oamenii de afaceri, să-i aduc alături de administrație, pentru că ei au fost îndepărtați în această perioadă, știu cu toții, n-are rost să mai amintesc. Primarul în funcție i-a cam îndepărtat de administrație și nu i-a ascultat. Vreau să ne punem la aceeași masă, fiecare să spună ce dorințe are, ce pretenții are de la primărie pentru a se putea dezvolta și pentru a crea fiecare locuri de muncă și bine plătite, așa cum am menționat mai devreme. Domnule Polgar, dumneavoastră sunteți, eu observ, partea întreprinzătoare a Partidului Pro-România Vulcan. Și tânăr. Da, și tineret, și partea foarte tânăr, mult tineri. Partea tânără și totodată partea întreprinzătoare. Ce alte activități mai desfășurați? Păi, în această clădire care am cumpărat-o, am reușit să mai luăm încă un startup pentru o linie de restaurant, de bucătărie. Și în prezent această linie funcționează ca și serviciu catering în orașul Vulcan. Totodată cu banii strânși și din brutărie. Deci acum dacă doresc să-mi comand de mâncare la Vulcan, faceți livrări? Livrări, da. Ok. Totodată cu această bucătărie, banii care se strâng de acolo, vom face un restaurant de 200 de persoane pentru evenimente. Da. De ce am vrut să arătăm mai și ce vreau să... Ce scuze dacă v-am întrebat. Ce vreau să spun telespectatorilor și cetățenilor din Vulcan. Ceea ce a făcut Alex, ceea ce am făcut noi împreună, că i-am mai dat și eu câteva sfaturi ca administrație locală, pentru că știi cu toții, administrația locală nu creează locuri de muncă, dar creează facilități, poate discuta cu oamenii de afaceri. Ceea ce unii doar promit în această perioadă că vor face sau se vor gândi, noi iată am făcut în perioada precedentă. Alex a reușit ca dintr-o clădire care era în paragină și arăta din ce în ce mai rău, să o dezvolte, să creeze o mică afacere, să creeze locuri de muncă, încet, încet să le creeze bine plătite, cum am zis, sau din ce în ce mai bine plătite. Am mai spus-o și în alte emisiuni, nimeni nu-ți oferă foarte mulți bani de la început, dar după ce omul se angajează și promite și vezi că ai încredere în el și deja poți să-i dai sarcini mai multe, automat și veniturile angajatului cresc. Vreau să scoatem în evidență faptul că tinerii vin alături de noi, vin alături de Pro-România și deja au făcut ceea ce alții abia acum se gândesc sau încearcă să promită în mandatul viitor.
Acum, gândindu-ne că tinerii se vor întoarce la un moment dat, asta ne dă speranță să, pentru cei care suntem rămași în țară, din păcate sau din fericire, nu știu cum să îi spun, că dacă te uiți la ce se întâmplă în jurul nostru, de multe ori te întrebi de ce n-ai plecat și tu sau... Dar, până la urmă, sigur că poate și Creangă avea dreptate când spunea fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara ta. Așa este. Sau, decât codaci la oraș, mai bine în satul tău fruntaș. Nu? Sunt niște afirmații ale lui Ion Creangă care sunt nemuritoare și care sunt mereu actuale, totodată. Bun. Acum, haideți să, domnule Merișanu, haideți să mai sticuim un pic și din programul ăsta electoral. Mă rog, în afară de știu, de infrastructură, de turism, de ce mai puteți să ne mai spuneți despre propunerile pe care le faceți? Da, așa cum am mai discutat și în alte emisiuni, noi credem, noi cei din ProRomânia, eu și echipa mea, credem că siguranța cetățenilor este cea mai importantă. Pentru Bun, că... și ca să și cum prindeți doar o singură Da. frază, haideți să facem totuși, vedeți că poliția comunitară este probabil folositoare așa ca și idee, numai că în general poliția comunitară a fost folosită de fiecare primar în funcție, știu, să-și ducă copilul la grădiniță, să-i facă piața, să-i ducă soția la coafor. Să știți că eu cunosc foarte bine pe toți cei din poliția locală de la Vulcan și sunt băieți deosebiți. Nu știu dacă s-au întâmplat aceste lucruri, este posibil mai de mult, dar ei trebuie foarte bine puși în slujba cetățenilor. Se Exact. știe că Poliția Națională face foarte greu angajări. La Vulcan, de exemplu, a angajat câteva fete, sunt utile și ele și își fac treaba, dar este foarte important faptul că poliția locală, poliția care aparține de primărie, colaborează foarte bine cu Poliția Națională și fac echipe mixte. Vă spun asta că știu de când eram la primărie. Fac echipe mixte, umblă pe teren, dar într-adevăr, întotdeauna este loc de mai bine. Vreau să mai facem câteva mutații în oraș, astfel încât ei să fie cât mai vizibil în zonele centrale și anume în zona Ciupercii din Vulcan, unde sunt foarte mulți oameni, să le spun așa, între ghilimele, mai dubioși, care stau pe acolo și aș vrea să elimine acest lucru din centrul vulcanului, pentru că orice persoană care ajunge într-un municipiu, care ajunge în vulcan, primul lucru ia contact cu acești oameni, iar în perspectiva de a face un municipiu turistic, acest lucru nu va fi un plus pentru vulcan. Trebuie pusă poliția locală foarte bine în exercițiu, dar acest lucru vine în legătură și cu alte lucruri, și anume cu camerele de supraveghere care trebuie să fie în tot orașul. Acestor polițiști trebuie să vedem cum le dăm anumite puteri, să zic așa, între ghilimele, pentru că poliția locală, se știe, are atribuții mai reduse. De exemplu, pe circulație, poliția locală nu are nicio... poate să treacă cu mașina pe lângă el, nu are nicio putere. Sunt multe lucruri unde ei sunt doar pentru ordinea publică, pentru liniștea din jurul blocurilor și trebuie să găsim un echilibru aici, să le dăm un pic mai multă putere și să-i facem un pic mai vizibili în municipiul Vulcan. Camerele de luat vedere o să-i ajute foarte mult pentru că vor avea o cameră de comandă unde vor vedea tot municipiul Vulcan, tot ceea ce se întâmplă în municipiul Vulcan. Asta și cu ajutorul iluminatului care vine bine îmbinate. Vedeți, dumneavoastră, sunt lucruri care trebuie făcute într-o îmbinare pentru a avea un rezultat favorabil. Iluminatul public, atât la nivelul trecerilor de pietoni, unde se întâmplă foarte multe accidente, dar și în toate cartierele, va veni în completarea a ceea ce numim noi siguranța cetățenilor, pentru că
foarte mulți oameni ne-au spus că vine seara, vine noaptea și se tem pentru siguranța lor. Asta ar fi un punct care, în acest ansamblu despre care vorbim, ca municipiu turistic, un municipiu curat, siguranța este foarte importantă. Și pentru că a vorbit de curățenie, chiar îmi spunea cineva ieri într-un cartier că n-am mai văzut acele mașini, măturătoarele, cum le spuneam noi, care ar trebui din nou introduse atât pe drum cât și pe trotuare, o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână, când este nevoie, pentru că dacă ai intrat într-un oraș și ai văzut curățenie, ai văzut ordine, iarba tăiată, știu eu, tufișurile aranjate, pomii aranjați, zugrăvit, vopsit, băncile să nu fie rupte, deja parcă îți dă deja un alt aer al acel oraș și devine până la urmă, așa cum spuneam în emisiunile trecute, mai atractiv și pentru turiști, și pentru oamenii de afaceri, și pentru noi cei care locuim în vulcan. Vrem să aducem oamenii de afară, dar când vin în vulcan, dau de câini, de exemplu, dau de bănci rupte, mizerie în jurul băncilor și așa mai departe. Aici va trebui să găsim un echilibru și între curățenia, între cei care fac curățenie, să încercăm pe timpul nopții să facem cât mai mult curat în municipiul Vulcan, dar și între cei care distrug sau cei care lasă mizerie acolo unde stau ziua, să avem discuții cu ei la început și, dacă vor trebui, chiar și amenzi, să facem în așa fel ca atunci când facem curățenie în oraș, dar să și păstrăm această curățenie. Pentru că la tuturor ne place să fie frumos, dar va trebui încet încet să ne obișnuim și să păstrăm aceste lucruri dacă ne dorim un municipiu frumos, curat, turistic și atractiv. Da, în Vulcan, din păcate, ultimile două mandate ale actualului primar Gheorghiile, nu prea s-a făcut mai nimic pentru oraș, în sensul că infrastructura, drumurile sunt praf, cum bine știm, gunoaie peste tot, spațiile verzi nu sunt îngrijite. Acum nu știu ce întreprinzători, bine, acum este cazul domnului Polgar aici de față, care, mă rog, s-a întors din motivele mai sus descrise, dar cazul domnului Polgar este un caz similar, nu știu, mai știți și alții vulcăneni care s-au întors să-și deschidă? Păi, am mai fost la o emisiune cu un alt vulcănean care este în echipa noastră, cu domnul Ehânceanu. Probabil că nu i-ați atras pe toți în echipa noastră. Nu i-am atras pe toți, dar sperăm să atragem cât mai mulți, nu neapărat în echipa noastră, că nu trebuie să vină în echipa pro-România. Noi trebuie să vină în echipa pro-Vulcan, așa cum spune și titlul emisiunii. Ei trebuie să vină pentru Vulcan, pentru ei, pentru locuitorii din Vulcan, pentru locurile natale în care s-au născut, pentru că, așa cum a spus mai devreme, nicăieri nu e ca acasă, indiferent pe unde pleci, unde lucrezi și indiferent câți bani ar face în străinătate, toți vor să vină acasă. Și să știți că mai avem conexiuni, mai avem prieteni în străinătate care spun că ar vrea să vină acasă. Noi sperăm să vadă această schimbare care se va produce pe 27 septembrie, să înțeleagă ceea ce vrea echipa noastră să facem și încet, încet să se întoarcă către casă. Asta e scopul nostru al tuturor. Sperăm să reușim în cât mai mare măsură să facem aceste lucruri. Domnule Purgar, dumneavoastră, când ați plecat în străinătate, ați plecat cu gândul să rămâneți acolo sau să vă întoarceți? Sau ce ați găsit rău sau... Ce nu v-a convenit de n-ați rămas în Danemarca, de exemplu? Sau dor de casă? Nu. Eu când am plecat de acasă, am plecat cu un gând. Terminasem facultatea de drept și aici acasă mi-a ajutat părinții în afacerea lor. Pur și simplu, Ce sunt, bă, părinții? Părinții mei au un restaurant în Vulcan. Deci, până la urmă, tot în domeniu v-ați... Tot în domeniu, da. Îi ajutam la restaurant, dar am vrut să-mi fac ceva al meu, să dau înainte cu ceva al meu
și m-am dus să strâng bani. De-aia am plecat. Deci ați plecat cu gândul de a vă întoarce. Exact. Cred că toată lumea pleacă cu gândul ăsta să se întoarcă acasă. Majoritatea prietenilor mei mă Nu știu sună ce și să spun. spun că ei doresc să vină acasă, că li dor de casă. Că... Bine, și când vin acasă nu ne convine, că nu au McDonald's-ul peste drum, mă rog, ca să nu dau, mai dau nume de... Că nu au nu știu ce supermarketuri, că nu au nu știu ce facilități, că nu au distracții, nu știu de care, că... Doamne, ce plictiseară e, că ia uite ce... Acolo mă urcam mașină și mă duceam la trei orașe pe autostradă, ajungeam în 20 de minute și era nu știu ce parc de distracții sau habar nu. Deși... Dacă stai să analizezi bine salariul pe care îl ai afară și câte și costul vieții de afară, care este foarte Exact, ridicat. dacă scazi chiria și Scazi chiria alte și asta costuri. nu, până la urmă, e o chestie de mentalitate aici. Așa cum vorbeam și în emisiunile anterioare, te uiți la tine, la tinerii din Ungaria, din Cehia, din Polonia, nu prea pleacă așa. Mai mult. Da, cum aveți dreptate, ei vin acasă și aici mai avem un punct pe ordinea, pe proiect, în proiectul nostru de campanie și anume serviciile publice de calitate. Într-adevăr, ei vin acasă și dacă au de rezolvat o problemă la primărie, de exemplu, se trezesc că trebuie să stea ore întregi sau trebuie să aștepte o zi sau două și bineînțeles că sunt nemulțumiți pentru că în alte state aceste servicii sunt mult mai bine puse la punct. Se uită către școli și văd modul cum funcționează sistemul de învățământ din România și cum funcționează cel din alte țări. Și este normal ca ei să fie nemulțumiți de anumite probleme, dar așa cum am zis, noi vrem să facem aceste servicii publice de calitate, spitalul, pentru că dacă are om o problemă, mulți vin și spun, da, acolo mergeai la spital și te aștepta și avea anumite condiții, într-adevăr, și plătesc în străinătate, că aici e diferența. Te duci la o clinică particulară și te așteaptă de la intrare și te plimbă cu tine până ieși, dar plătești pentru aceste lucruri. De asta, Dar... românul vrea să fie tratat ca afară, dar să muncească ca în România. Nu, Există nu și prea merge. această problemă, dar noi trebuie să facem ceea ce ține de noi, de administrația locală. Și dacă omul merge la spital, el trebuie să găsească servicii de calitate la spital. Trebuie ca să îi se vorbească frumos, în primul rând, pentru că Sigur. sunt foarte mulți care se plâng că li se vorbește urât, la spital, la primărie, unde au probleme cu statul, să zic așa, între Ni se ghilimele. vorbește urât. Tot românii vorbesc urât, că nu vin, adică nu, la asta nu găsești angajați din, nu știu, din Papua Noua Guinee. Tot români de-ai noștri ne vorbesc urât. Deci noi între noi avem Așa o este, dar problemă de atâta timp comunicare. cât noi, ca administrație locală, avem în subordine aceste instituții, putem să ne implicăm un pic mai Da, mult, să luăm sigur. legătura cu managerul spitalului, de exemplu, cu directorii de Și iar școli, ne dacă întoarcem este la cazul. educație, iar ne întoarcem la educație, iar ne întoarcem la cei 7 ani de acasă, iar ne întoarcem la chestiile astea, pentru că, mă rog, ca să faceți, ca primar, să faceți educație unei asistente sau unei infirmiere, să vorbească frumos, Acum nu să cred că știți e că de competență primarului. salariile sunt bunicele, să spunem așa, să nu spunem că sunt mari, că Cu atât mai mult. fiecare muncește pentru ceea ce face Cu și atât mai mult, ca probabil își spitale, merită deja sunt banii, salarii dar bune, eu bune. cred că un minim de, să-i spunem, educație, cum ziceți dumneavoastră, adică în momentul în care vine pacientul, cu siguranță nu vine că se plictisea acasă și vine la spital. În momentul în care vine pacientul, dacă este bine primit, dacă îi se spune o vorbă bună, exact ca la mine la primărie, atunci el va fi mulțumit, chiar dacă poate ulterior va fi trimis către un alt centru medical. Dar vedeți, sunt lucruri mărunte care se pot rezolva foarte ușor. De asta spun că vulcanul se poate schimba foarte ușor în următorii ani, doar pe lucrurile acestea mărunte, care până la urmă sunt baza oricărei societăți, baza oricărei civilizații până la urmă. Și sperăm să reușim acest lucru într-o bună colaborare cu aceste instituții. Vă spun, primarul funcție la Vulcan, ca să nu mai rostesc numele, a lăsat foarte multe din aceste lucruri în grija altor persoane Dar care, vă din crește păcate, primarul ele se implică și acum în campania electorală a domnului Barbu, nu? Păi așa se pare, așa cum știm toți care cunoaștem actualul viceprimar. Mi-am propus să nu vorbesc despre ele la emisiune, dar acum m-ați provocat.
Actualul viceprimar nu a avut foarte multe idei în anii care a fost alături de noi. Adică de 8 ani a fost viceprimar, dumnealui a fost alături de noi, s-a ocupat într-adevăr de câteva activități culturale, câteva tabele făcute cu copiii care urmau să cânte și așa mai departe. Iar acum primarul Ile l-a împins în față, probabil pentru a acoperi ceea ce s-a întâmplat în primăria Vulcan. Nu înțeleg exact de ce, dar se pare că mai nou merg pe la emisiuni și încep să denigreze. Sunt surprins că ei vorbesc despre traseism politic, de exemplu, care au fost când în stânga, când în dreapta, a fost la Partidul Conservator, s-a dus la PDL, au venit la PSD și vreau să vă spun și mă uit în ochii lor și le spun că acesta este traseism politic, ceea ce au făcut dumnealor, pentru că întotdeauna s-au dus către mai bine, s-au dus undeva unde să aibă avantaje, undeva unde să câștige ceva. Ne acuză pe noi, pe mine și echipa mea că am plecat din PSD. Da, am plecat, domnilor, pentru că n-am mai putut face politică cu acești oameni și în acest mod în care fac dumnealor politică la Vulcan. Doar politica lor. Noi am plecat de la niște beneficii, să le spunem așa, către nimic. Acesta nu este traseism politic. Traseism politic este când pleci ca să ai alte beneficii și alte beneficii, așa cum au făcut ei când au venit de la PDL către PSD. Spunea într-o emisiune că ei m-au crescut pe mine în PSD, în condițiile în care eu din 2000 am fost în acest partid, am construit acest partid alături de foarte mulți oameni din Vulcan, iar ei când au venit la masa gata pusă în 2012 și au luat funcții, au luat tot ce a fost mai bun și acum vin și ne acuză pe noi că ne folosim de numele lor în campania electorală, de parcă viceprimarul actual ar avea așa un renume în Vulcan încât eu aș avea nevoie să mă folosesc de numele lui pentru a-mi face mie campanie. Vreau să le spun că am foarte multe de zis despre mine, despre ceea ce am făcut, despre ceea ce vreau eu să fac în municipiul Vulcan și nu sunt nevoit să mă leg de numele lor pentru a-mi face campanie. Lumea mă cunoaște deja în Vulcan, știe ce am făcut pentru locuitorii din Vulcan și au încredere că voi face și în continuare pentru ei foarte multe lucruri bune. Așa că le recomand că dacă merg la emisiune să vorbească despre dumnealor, am văzut că într-o emisiune, jumătate de emisiune au vorbit despre mine, acest lucru arată clar că se tem în această campanie electorală și au terminat muniția, să spun așa, au terminat ceea ce au dispus despre ei și au început să vorbească despre ceilalți. Da, într-adevăr, în campanie electorală se fac multe afirmații, sigur că în campania asta parcă au fost mai cuminte mersul lucrurilor, nu au fost chiar așa de multe acuze și așa multe lucruri contundente, dar sigur probabil că contracandidatul dumneavoastră de la PSD se simte amenințat dacă face asemenea afirmații, nu? Este clar că mizează foarte mult nu pe voturile personale, ci pe voturile pe sigla partidului. Se știe că există acel public captiv și în municipiul Vulcan, care sunt fidele acelei sigle de partid. Este foarte important, cum am mai spus, ca oamenii să înțeleagă în acest moment că votăm omul, că votăm pe cel care are perspectiva de a face ceva pentru municipiul Vulcan. Nu votăm o siglă de partid și nu votăm înlocuirea fostului primar cu mâna lui dreaptă de aceeași mentalitate, aceleași dorințe, aceleași vechi obiceiuri pe care le-a avut și așa cum a spus cu fostul primar în spate, pe care mulți povestesc că ar vrea să-l pună viceprimar, tocmai pentru a veni în spatele lui și a-i spune ceea ce să facă. Actualul viceprimar nu a avut, așa cum am spus, foarte multe păreri proprii. De obicei, el a fost un foarte bun executant și aici pot să spun că
Noi ne-am înțeles bine cât am lucrat, atâta timp cât a fost executant, îi se spunea ceea ce trebuie să facă, dumnealui într-adevăr făcea tot ceea ce îi se spunea. Așa se dorește și acum ca cineva să fie în spatele lui, fie că este primarul Ile, fie că este consiliera de imagine Felicia Portase, de se pare că este doar pus în față și sunt alții în spatele lui care ar vrea să conducă municipiul Vulcan din umbră. Și încă o dată, știu că cetățenii vor înțelege că eu și echipa mea, cei care suntem acum până la urmă, ceea ce a rămas bun din PSD este acum alături de mine. Da, mai avem 3 minute de emisie. Vă rog, domnule Pulgar, un ultim cuvânt înainte de final. Vreau să spun că eu, ca persoană, sunt pasionat de ATV-uri. Și vreau chestia asta să o fac la Vulcan, vreau să aduc turiști și să-i duc pe munți, ca și ghid turistic, să vadă ce zonă avem, ce se poate face aici. Am prieteni care vin din toate colțurile țării, vin aici să ieșim pe munte cu ATV-ul și văd oportunități. Când te uiți de sus pe munte, așa în jos, vezi foarte multe oportunități care se pot face la noi. Și asta este planul meu. Bun, și referitor la campania electorală, la cum o să cum vă gândiți să sprijiniți mai mult pe domnul Merișanu? Păi, eu consider că tinerii vor ieși la vot, vor schimbare, vor să voteze cu un om tânăr, un om care are experiență, are răbdare ca să vorbească cu noi, pentru că noi tot timpul când am ajuns la primărie ne-am lovit de un om care n-avea nici răbdare să vorbească cu noi, tot timpul era o ușă închisă acolo. Noi vrem ca ușa aia să fie deschisă pentru tineri și de aia îl susțin pe Cristi. În regulă, domnule Merișanu, în ultimul moment, vă rog. Eu probabil că o să mă repet și o să rog cetățenii din municipiul Vulcan, pentru că nu știu cât voi mai avea ocazia să ajung la televiziune. Păi mai avem și săptămâna viitoare, așa că... Să pună foarte bine în balanță toți candidații de primar, să vadă ce au făcut, pe unde au umblat în ultimul timp, să se uite foarte bine la echipele cu care vine fiecare candidat, ce oameni are lângă el și acești oameni ce au făcut în viața lor, pe unde au umblat. Și sunt sigur că ne vor susține pe noi, pro-România, iar noi vom reuși să facem lucruri frumoase, așa cum ați văzut. Am avut susținere și din partea europarlamentarei Corina Crețu și din partea președintelui Victor Ponta. Avem toate aturile pentru a conduce administrația din Vulcan și pentru a atrage fonduri către municipiul Vulcan pentru a se dezvolta așa cum ne dorim cu toții. Bun. Mulțumesc, domnilor, pentru participare. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea din această seară. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine.